Nu aș putea să vorbesc despre părintele Arsenie și nici nu încerc, pentru că cum ar vorbi să spunem ucenicul despre profesorul lui, despre mentorul lui, deși nu mi-a atribuit calitatea de ucenic a părintelui Arsenie, că nu fac ce făcea părintele Arsenie. Vă voi vorbi doar din experiența pe care am avut-o, sau cum am folosit eu, de rânduiala aceasta a lui Dumnezeu de a mă întâlni cu părintele Arsenie. Pentru că a fost o rânduială a lui Dumnezeu. Va trebui să fac și câteva precizări despre viața mea ca să înțelegeți cum a contribuit părintele Arsenie la echilibrul vieții mele în mănăstire. După ce am încercat să dau la seminar, îmi doream să fac seminarul la Buzău, că așa era repartizat Niculițelul atunci la Buzău. L-am luat. A fost un periplu cu profesională, cu steral, și după experiența avută și în armată în timpul Revoluției, am renunțat la ideea de a face facultatea de teologie și m-am hotărât să mă retrag la liniște. Socotim că viața din mănăstire este un loc liniștit, unde făcând ascultare, stai izolat, retras de lume, așa cum citisem eu câte puțin în cărți, cum văzuse la Mănăstirea Cocoș, Mănăstirea Celicăreș și Mănăstirea Salon, pe care le vizitam mereu. Și am ajuns la Mănăstirea Dervent, tot printr-o rânduială a lui Dumnezeu. Nu mi-am ales eu mănăstirea, tot Dumnezeu a rânduit să ajung aici. Erau obște la început, erau trei părinți veniți de la Mănăstirea Cocoș, Părintele Stales Gheorghe Avram, Dumnezeu să-L odihnească, Părintele Sava Gana, Dumnezeu să-L odihnească, acum un an și ceva a plecat și dânsul la Domnul, și Părintele Teotim Popa, care este acum starețul mănăstirii Murfat la Basarab. Și știam că trebuie să ascult de toți. Și am început ascultarea mănăstirii. Însă, la un moment dat, după o Sfântă Liturghie, Părintele Sava spune: hai, faceți 12 metani și veniți la împărtășit. Am zis: Părinte, dar nu m-a spovedit. Părintele avea o vorbă: bă, bubătași de gură și trece ce era din Banat. Treci și te împărtășește, nu mai comenta, n-ai dreptul. Și am făcut ascultare, n-aveam cum să mă opun. Mi era și duhovnic, pentru că Părintele Stares mi l-a recomandat duhovnic pe Părintele. Mi-a mărturisit nedumerirea la spovedanie, nu s-a mai repetat, dar nu s-a mai repetat pentru că Părintele Sava a ajuns să se spovedească la Părintele Arsenie Papacioc și a renunțat la practica care era în Mănăstirea Cocoș și în alte mănăstiri, unde împărtășania se dă și fără spovedanie, și după anafură, și se dădea. Atunci era o perioadă, o influență din perioada comunistă, deci cu părere de rău spun că am înțeles că se mai practică și astăzi, și socotind că sfârșitul e aproape, trebuia să te împărtășești în fiecare zi. Astfel că Sfânta Împărtășanie era împărțită în cutiuțe și oamenii în fiecare zi o luau ca să fie împărtășiți. Nu m-am retras din lume, eram mai retras acasă de lume, pentru că după un an și ceva mănăstirea a început să fie frecventată de oameni. Cu accidentul care s-a întâmplat la peșteră cu Părintele Nicodim Dincă, obștea mănăstirii a trebuit să suplinească și obște pentru peștera Sfântului Apostol Andrei, astfel că din 24
am rămas în Derved doar 8. Ceilalți au plecat la Pești. Asta în după 93. Tot din necesitate am fost și logonici preot, am rămas și duhovnic, eu și părintele Starus Gheorghe, care alerga început în șantierul, iar eu rămas la mănăstire. Am dorit să însecesc sfatul părintelui Arsenie înainte de a fi hirotonit preot. Aveam nevoie de o încurajare să renunț, să nu fiu hirotonit. Asta mi-am dorit să ajung la părintele, însă părintele duhovnic mi-a zis că la părintele Arsenie să spovedesc episcopii și oamenii mari, n-am ce să caut acolo. Am acceptat. Numai că după plecarea părintelui Sava, i-am vrut să mă scovedesc la părintele Stariț, iar părintele Stariț a zis, nu, părinte, suntem numai doi, să nu apară tensiuni între noi și să lezăm sinceritatea la spovedanie, mergeți și vă scovedeți la părintele Arsenie. Și am ajuns la părintele Arsenie din ascultare. Bineînțeles, a fost, pentru mine era un moment atât de emoționat, și l-am trăit din plin, mai ales că lucrul acesta s-a întâmplat chiar pe 13 noiembrie de Sfântul Ioan Gură de Aur și părintele m-a primit cu atâta deschidere și bucurie, de fapt așa îi primea pe toți și lucru care era foarte frumos și interesant la părintele, te privea și te analiza și stătea țintit pe tine cu toată atenția, nu își lua ochii de pe tine. Astfel încât trebuia să fii sincer și să fii pe poziția care trebuie. Cum o luai puțin greșit, venea și avertizarea. Și rămas și duhovnic al mănăstirii, lume multă, veneau, eu nepriceput, mă duceam la părintele cu o listă de păcate și două, trei liste de probleme pe care le întâmpinam și nu știam cum să le rezolv. Vă spus, eu am venit de la țară, fără experiență, fără prea multă legătură cu lumea și am ajuns într-un loc unde trebuia să fiu pe poziție, să dau răspuns, să lovesc de problemele liturgice. Și la un moment dat, aveam o soră, o doamnă din Călăraș, care ajuta la bucătărie și, pentru că nu aveam camere multe la cazare, băgam și pelerii la dânsa în cameră. Și îmi spune că, uite, din persoanele care erau cazate cu dânsa, știți că doamna se împărtășește în fiecare dimineață. Zic, nu se împărtășească pe fiecare. Păi da, acolo că mi-a zis că are la un părinte de la Tulcea, are împărtășanie și se împărtășește în fiecare zi. Am rămas surprins. N-am avut curajul să-i spun ei ceva și am așteptat momentul să ajung la părintele Arsenie. Am ajuns la părintele Arsenie, i-am spus despre problema respectivă, plus începuseră să apară niște pelerini care spuneau de legătură sau niște minuni ale Maicii Domnului de la Vladimirești, Maica Veronica, era așa ceva foarte amestecat. Eu doar prindeam crâmpeie din discuții, neîncercând să aflu mai mult. Dar când am ajuns la părintele Arsenie, m-a spovedit. Și după spovedanie am spus despre lucrurile acestea. Întrebarea a fost, dar în albărea Sfințitul știe? Și am zis, nu știu. Și că va trebui să-i spui și dacă te va da afară din mănăstire, vorbim după aceea. Am plecat foarte uimit de faptul că părintele Arsenie mi-a zis, dacă mă da afară din mănăstire, iar eu pentru mine, mănăstirea de Vrent era casa mea, locul meu, am plecat foarte surprins de întrebare, de ce mi-a zis părintele. Numai că a ajuns acasă, a doua zi a trebuit să plec la Brașov, la una din familie care frecventa, început să frecventeze mănăstirea și care era în legătură cu Vladimirești.
A fost o experiență, e mult de povestit, dar nu intru în esențe. Spun doar esențial, după ce am rămas seara la masă, am uitat până târziu, a doua zi dimineață ne-am trezit cu un potir, niște bucățel de pâine uscată, o linguriță și o batistă. Mi-am dat seama despre ce este vorba, m-am cutremurat, n-am știut ce să fac. Aveam 23-24 de ani. Am luat niște pâine care le-am în bagaj, am înlocuit-o și am mimat împărtășirea cu acea pâine, nu cu ce era acolo. Am plecat spre Sibiu, aveam treabă acolo, la întoarcere am oprit la Mănăstirea Cârțișoara, unde am avut l-am găsit pe părintele Paulin Leca și care cunoștea foarte bine fenomenul Vladimir și cu tot ce s-a întâmplat până la închiderea mănăstirii. Și m-am hotărât ca seara, când am rămas din nou acolo, să iau punga aceea cu sfinte, că nu socoteam că nu trebuie să rămân acolo, și să le aduc la înaprea sfințită, că oricum trebuia să vorbesc. Și am luat-o, am ajuns la mănăstire, am spus părintele stareț despre situație. Dânsul a zis, mergem împreună la înalt preasfințitul. Eu a spus, până acasă s-a stricat mașina, s-a făcut praf, s-a stricat motorul, a rămas o noapte. Și am plecat cu părintele stareț să venim la înalt preasfințitul, la poda Butelie, am avut accident, am abandonat mașina. Și am ajuns la înalt preasfințitul, care a fost foarte uimit de situație. I-am lăsat sfintele care apoi mi le-a dat să le consumă. Și numai că furând ceva, trebuia să suport consecințele. Luni am primit telefon că mi s-a făcut plângere penală și că va veni poliția să fiu anchetat, pentru că pe lângă anafora care am luat sunt de acolo, aș fi luată și multe bijuterii. Dar ce vreau să vă spun, că exact la o săptămână, ceea ce mi-a spus părintele, că dacă mă dă afară din mănăstire, discutăm după aceea. Bineînțeles, asta a fost, părintele, ce vreau să spun, în toată istorisirea acestor lucruri, că părintele Elefterie, părintele Arsenie, a fost cel care a stopat un curent care putea să se înfiripeze în mănăstirea Derbent și pe care, și prin rugăciunea, dar și prin sfatul dânsului, am reușit să-l evităm. Apoi, ceea ce pe lângă lucrul acesta, pentru mine, părintele Arsenie a fost cel care mi-a susținut statornicia. Că știți că diavolul nu duce în mănăstiri, ci scoate. Și am avut momente în care, bine, nu neapărat să plece în lume, eu scoatele din mănăstire nu neapărat să pleci în lume, să te duci să lași călugăria. Este și o ispită de lucruri înalte, că eu am vrut să plec la Atos, știți? Am zis, am fost acolo, noi începusem șantierul, mi s-a părut că este multă agitație în mănăstire și în Atos e mai liniște. Și i-am mărturisit părintelui Arsenie după o spovedanie, zic, părinte, mă bate gândul să plec în Sfântul Munte. În vizită, nu? Deci nu, de tot. Ce să cauți acolo? Să ne faci de râs? Și după ce a ridicat domnul lucru care se întâmpla foarte rar, dar acesta l-am surprins că îl făcea în momentele când te simțea fie că ești mândru, fie că ai de raia de la drum. După care a început să continue pe domnul. Părinte, duhovnicii țin, a legat și a dezlegat cea mai mare demnitate, te duci, te izolezi, să trăiești doar pentru tine. Dar oamenii au nevoie și m-a lămurit, de atunci nu mi-a mai trebuit. Dar vreau să spun că mulțumesc că am rămas statornic la Derbent și spunea dânsul tot în continuare și că dacă nu este statornicie, nu mai putem să vorbim de viață duhovnicească. Dacă tot te răsădești, te răsădești, te răsădești, nu. E altceva să pleci cu binecuvântare sau dacă e ascultare, dar dacă pleci de capul tău, nu ai să duci roade niciodată, pentru că permanent dai să prinzi rădăcini și când să dai roadele, nu mai stai.
Părintele Arsenie a fost pentru mănăstirea de vânt și elementul de echilibru pentru toată obștia, pentru că orice problemă pe care o aveam, mi era foarte simplu, mi-e mai greu acum, mergi la Părintele Arsenie. Păi nu, că bă, uite așa, mergi la Părintele Arsenie. Veneau lămuriți, liniștiți, iar cei care totuși nu reușeau să se echilibreze, să găsească, eu știu, soluția în cuvintele Părintelui Arsenie, a mers și când l-a văzut la ușă, a zis, nu mai am ce să spun, ți-am zis tot, du-te și ascult acolo în mănăstire, că așa te mântuiești. Asta. Părintele a fost părinte al bucuriei, al liniștii și ceea ce am simțit eu la părintele, analizându-i viața, era un om liber. Un om liber în fața lui Dumnezeu, în fața oamenilor, indiferent cine era, nu avea trac, chiar dacă era, venea prea fericit un teotist sau veneau alți episcopi, îi primea cu toată bucuria, cu toată liniștea și l-am simțit prin lucrurile acestea liber. Și l-am admirat pentru că pe lângă efortul pe care îl făcea cu atâta lume care își cereau fel și fel de soluții, fel și fel de se rezolve problemele, părintele reușea să-și păstreze bucuria și răbdarea pentru fiecare în parte și dăruirea aceasta pe care o avea, cred eu, este o așa, făcea din marea iubire pe care o avea pentru oameni. Și socotea că atât Sfintele Slujbe și Sfintele Taine mântuiesc pe om. Punea un accent deosebit pe pomenirea de la proscomidie, în perioada cât era în putere, cu două ore înainte mergea în Sfântul Altar, făcea proscomidia și pomenea pomenicile pentru ca să nu prelungească slujba cu timpul care i-ar fi fost necesar pentru pomenirea pomenicilor. Astfel, la ora 4 era în biserică, făcea proscomidia, pomenea pomenicile și când începea Sfânta slujba și Sfânta Liturghie, era trup și suflet acolo. Nu evita orice discuție. Îmi spunea un părinte că a mers și a zis, părinte, eu sunt începător, să mă învățați cum să fac la slujbă. Și că părintele meu este așa, te uiți la mine și ce vezi aia faci. Adică fără să... Și că dacă ai nelămurit, vă iubim după slujbă, după Sfânta Liturghie. Atât de multă atenție dădea trăirii din timpul Sfintei Liturghie. Făcea cu toată atenția, cu toată pătrunderea celui care era acolo spovedania, socotind că iertarea păcatelor ajută la mântuire. Și de aceea nu s-a dat înapoi, chiar dacă și neputința bătrâneții îl putea scuza să nu mai primească oameni, nu a renunțat până în ultima clipă a vieții. I-am văzut credința, așa ca o analiză, deși am spus că nu vorbesc despre părintele, dar nu pot. La 93 de ani, când a trebuit să fie operat la coloană și când avea oferte și era recomandat să meargă fie în Germania, fie la Viena, fie în Franța, părintele a zis că nu, Constanța. Părinte, măcar la București. Nu. Și a zis, eu mă las în mâna lui Dumnezeu, nu am a oamenilor, a medicilor. Iar eu am încredere în medici ăștia, s-au venit de la mine, s-au spovedit, le-am dat sfatul, mi-au citit cărțile. Unde să mă duc eu să-mi cunosc pe lumea? A fost ziua operației, a fost o zi cu mare emoții, pentru că medici spuneau că anestezia la vârsta aceea, de să avea și problemele cardiace, avea și cu plămâni, că rămăsese
urme din perioada cât a fost închis, însă bucuria a fost mare, părintele și-a revenit și la întâlnire l-am întrebat, părinte, mai sunt dureri? Părinte, mai sunt, dar a tăiat din os, mi-a zis medicul, 6 luni trebuie să, o să mai mă doară, dar după aia o să treacă. Fără nicio urmă de tânguire sau de părere de rău pentru ceea ce prin ceea ce trecuse. Adică un luptător până la capăt. Multe ar fi de spus, sunt lucruri din întâmplările pe care le-am avut cu dânsul. În general, eu l-am cam cruțat pe părintele, mergeam la spovedit și totdeauna căutam să plec cât mai repede, știind ce este la ușa părintelui, și aveam privilegiul acesta când venea câte un călugăr sau un părinte, îl lua în față și mi-era și jenă și față de lumea care stătea cu orele să poată să intre la părintele. N-am știut că este ultima noastră întâlnire în lumea aceasta, dar cu 8 zile înainte de a pleca la Domnul, am fost maspovedit. I-am pus eu niște întrebări mai privitoare la viitorul bisericii, a lumii, așa, dar scurt, la care părintele mi-a răspuns și pentru mine rămâne testament de luat în seamă, un testament duhovnicesc, care îl socotez foarte valabil. A spus, părinte, dacă vom fi cu Hristos, vom ști ce să facem. Dacă nu, am pierdut tot. Și văzând vremurile atât de agitate și de tulburi, legătura aceasta cu Dumnezeu permanent, că dânsul spunea o prezență continuă, și vă spun că mi-a spus prima dată lucrul acesta și l-am auzit, nu l-am înțeles. O prezență continuă. Eu recomand o prezență continuă. Nu mi-am dat seama. Dar apoi am înțeles că o prezență, o atenție continuă a noastră cu Dumnezeu. Că aceasta asigură legătura cu Dumnezeu într-o stare permanentă, poate fără să fie nevoie să zici ceva, dar dacă te gândești că Dumnezeu este lângă tine și s-o crezi, cred că asta a fost și lucru care le-a dat părintele atâta tărie. Să treacă prin atâtea lucruri și suferințe, pentru că părintele, pe lângă anii de închisoare pe care i-a făcut, a avut o perioadă de închisoare în libertate, fiind urmărit de serviciile de securitate, peste tot pe unde a fost, și în dosarul de la securitate care l-a luat, ultima notă informativă lăsată acolo era în 1996. Cred că mai încoace n-a vrut să ne dea. Deci părintele a fost permanent supravegheat și urmărit și a știut să se descurce fără să se lase compromis sau fără să fie cu ceva, că dacă îl găsea cu ceva era ceea ce s-a dorit, nu a renunțat la credință, la dorința de a propovădui, de a se face un apostol pentru oameni, iar în declarația dată la ieșirea de la Iud, a menționat un lucru, era pus declarație în care nu trebuia să spună ce s-a întâmplat acolo, știți? Dar părintele adaugă un lucru: și condamn orice crimă, oricând și oricine ar fi făcut-o. Aia nu-i cerea să facă. Adică nu-i cerea doar să-și ia angajamentul că nu va spune ce a pătimit în închisoare. Dar părintele scrie și lucrul: și condamn orice crimă, oricând și cine a făcut-o. Da. Pe zi ce trece îmi dau seama că am fost din rânduiala lui Dumnezeu sub îndrumarea unui sfânt. Spun pe zi ce trece pentru că poate atunci când era cu noi, nu
nu înțelegeam exact viața, nu înțelegeam valoarea pe care a avut-o. Vorbesc despre mine, a spus pentru alții, dar pe zi ce trece îmi dau seama că tot echilibrul, toate îndemnurile, toate jertfa pe care a făcut-o din iubire, din credință, față de Dumnezeu și față de oameni, sunt atributele unui sfânt. Să dea bunul Dumnezeu, de aceea am și spus că ar fi bine ca experiențele fiecăruia dintre dumneavoastră să fie strânse, poate vor contribui la un moment dat la recunoașterea Sfințeniei Părintelui Arsenie. Mulțumesc!